Acum vă propunem să participați la un quiz de întrebări-răspunsuri, utilizând telefonul vostru și platforma Kahoot. Toți participă. Iar cei care vor lua primele locuri în cadrul quizului vor acumula cele mai multe puncte, respectiv cele mai multe răspunsuri corecte, vor primi premii. Domnul Magan, premiile? Cărți. Cărți. Diplome. Da, cărți de bune. Vreau să întreb dacă toți au acces la internet acum. Da, da. Toți, da. Dacă nu vreau unul, nu are, ridicați-mă. Super. Acel și echipele. Ok. Un moment important. Dacă participanții la quiz din cadrul echipelor, afirmatori sau negatori, ocupă primele locuri în clasament, premii nu primiți. Dați participare. Vă știți prea multe. Nu vă instalați platforma, e suficient acum și să accesați platforma kahoot.ei. Kahoot. Kahoot, sorry. Accesând platforma kahoot.it, introduceți game pin-ul pentru a vă loga. Și logându-vă, vă rog, indicați la nickname numele prenumele sau numele și abrevierea prenumelului, ca să înțelegem cine totuși va fi câștigător. Cetățenilor.
secunde și două persoane rămas. Super! Avem majoritatea răspunsurilor incorrect. Mai bine zis, toate. Deoarece interesul public înseamnă garantarea și respectarea ordinii de drept și a democrației constituționale. Țineți minte. Ia să vedem cine totuși primește puncte. Corect, nimeni. Dar prima răspunsală. Eu am lăsat din greșeală. Următoare. Conflictul de interese potențial atrage sau nu atrage de la sine răspundere contravențională sau disciplinară. Adevărat sau fals? Conflictul de interese potențial atrage sau nu atrage de la sine răspundere contravențională și sau disciplinară. Nu. Nu o să fie cinstit. Așa. Sunteți foarte bravo. Acei trei care au răspuns corect. Așa. Deci este clarificare. Cei fals? Da sau nu? Da. Conflictul de interese potențial atrage sau nu atrage răspundere. Dacă este un potențial conflict, el nu poate atrage răspundere. Până nu este dovedit. Primul loc, Denis. Primele puncte acumulate în cazul quiz. Următoarea întrebare. Atenție! În cazul unui conflict de interes real a unui funcționar public, roșu urmează să se abțină de la orice acțiune și să declare situația de conflict. Albastru urmează să aștepte rezultatele unei comisii de verificare a conflictului. Galben trebuie să iasă din sală la momentul votării. Verde declară conflictul și continuă procesul de la care participă. Secunde, în trei răspunsuri. 1. Așa. Din nou, doar doi au răspuns corect. Roșu era corect. Urmează să se abțină de la orice acțiune și să declare situația de conflict. Punctaj. Denis se menține pe locul 1, Nicoleta, locul 2. Următoarea întrebare. Adevărat sau fals că sunt sau nu sunt considerate persoane înrudite prin afinitate, fiind naș cu mătru, subiectul declarării? Persoana înrudită este subiect al declarării, conflictul de interes. Finii nașii cu mătrii sunt subiecte declarate sau nu? Încă un răspuns? Așa. Părere, majoritatea oamenilor e. Finii nașii cu mătrii nu sunt subiecte declarate. 99 de cu mătrii. Păi da, poți ai lăsat tot ce ai făcut. Nu mai cinesc cu nimeni împreună. Nu, invers. Nu este neapărat să declare. Așa că poți făcura. Așa. S-a schimbat în scor. Denis pe locul 3, Nicoleta, iar pe locul 3, Dungă, Valerie. Bravo. Dungă. Dungă. Nu. Dar nu ești așa. Păi Dungă. Dar ai scris așa. Ok. Am să am un gen. Următoarea întrebare. Multe variante. De răspuns corect. Cine trebuie să declare conflictul de interese la Autoritatea Națională de Integritate? Roșu, primarul, și albastru, directorul de DLG, galben, elevii, verde, consilierii. Mai multe variante de răspuns. Da.
Încă 8 secunde de aia pentru a răspunde. 6, 5, 4, 3, 2. Am spus? Mai multe variante de răspuns? Așa. Avem răspunsuri corecte. Primari și consilieri. Corect. La ANI? Declarația la ANI de integritate? Declarația... La artist? Și în schimb, Denis pe locul întâi. În schimb, Roman, urcat în top. Următoarea... Roman A, ok. Următoarea întrebare, atenție. Președintele raionului X încheie un contract cu privire la servicii de transport cu un SRR, al cărui fondator este el. Roșu, ce se întâmplă? Decade din dreptul de a exercita funcția de demnitate publică pe 3 ani, președintele, desigur. Albastru, decade din dreptul de a exercita funcții de demnitate publică pe un an. Galben, se pedepsește cu avertizare publică și desfacere contractului semnat. Și verde, nu este o încălcare a legislației. Președintele, decade din dreptul de a exercita funcție de demnitate publică pe 3 ani. Deoarece este un conflict de interese, cu alte cuvinte, el singur lui își achită banii publici pentru servicii. Rezultate? Nicoleta pe locul 1. În schimb, Silvia. Silvia a dat 3 răspunsuri corecte la rând. Următoarea întrebare. Sunteți gata? Atenție! Care este varianta corectă pentru? Consilierii în cadrul Consiliului Local X, fiind totodată și membru al Comisiei pentru petrecerea licitațiilor, ar fi participat la luarea unor decizii în care ar putea avea interese personale care vizează persoana apropiată, soția. Care este modul de a conceda legal pentru un consilier ca acțiunile lui să fie încadrate în lege? Roșu. Consilierul a votat și a participat la lucrările comisiei. Albastru. Consilierul s-a abținut de la vot în comisie. Și galben. Consilierul a votat pro în comisie, dar votul lui nu a fost decisiv. Secunde pentru răspuns. 10. 5 secunde. Super. Albastru este varianta corectă. Dar majoritatea nu au răspuns corect. Denis, comeback. Atenție, următoarea întrebare. La fel, varianta corectă. Pentru. Șeful Direcției Raionale Învățământ, având în subordonare directă soția sa, angajat în cadrul aceeași direcții, în funcție de inspector principal, a semnat la sfârșit de an un ordin în adresa acestuia pentru acordarea unui ajutor material. Roșu. El a procedat corect, pentru că a acordat la toți aceeași ajutor. Albastru, decade din funcție pe un an și primește sancțiune contravențională. Galben, decade din funcție pe 3 ani din data actului de constatare.
5 secunde. Păcat. Răspunsul corect este decade de, cu legislația în vigoare, deoarece asta prevedere în legislație. Privire la conflict de interese. Ok. Decade din funcție pe 3 ani din data actului de constatare. În cazul ăsta eu nu avea dreptul să lucrez împreună cu soția. Corect. Dacă nu-i vorba de salariul la toți, nu știu dacă e greșit aici. Ce-ar fi? E salariul, e premiul sau salariul? Dar subiectul principal nu a fost salariul. Subiectul principal a fost însăși faptul că soția lucrează în subordine. Asta da, asta da. Dar s-a depistat atunci când a fost semnat acel oameni. Da, corect. Așa, Cătălina B. Bacarciuc. Pe locul 2. Cătălina B. Bacarciuc. Așa, pe locul 2. Următoarea întrebare. La fel, varianta corectă pentru situația. Directorul unui liceu, concomitent membru al comisiilor de atestare, are în subordine o persoană apropiată, fiu fică. Prin urmare, s-a constatat semnarea următoarelor acte administrative și juridice în adresa persoanei apropiate. Numirea pentru exercitarea temporară a funcției de șef de secție cu privire la premiul anual, premiul unic, prilejul sărbătorilor de iarnă și achitarea unor compensații bănești. Evaluarea performanțelor academice. Roșu. Decade din funcție pe 3 ani și primește sancțiune contravențională. Albastru. Se stabilește sancțiunea contravențională în mărimea prevăzută de legislație. Și galben. Nu este conflict de interes. Directorul nu se pedepsește. Adică directorul dat de decesiune, e vinica o... Da. Așa faptul dat-o. Da. A semnat acte care... Încă 5 secunde pentru răspuns. Întrebarea precedentă, avem 12 răspunsuri corecte. Okay. Și 12 greșite. Rezultatul? Denis Cătălina top 1, însă dângă Valeria, pe locul 3. Următoarea întrebare. Varianta corectă. Directorul unei grădinițe angajează în diferite funcții disponibile soțul, fratele și cumnată în cadrul instituției pe care o conduce. Semnează, emite acte administrative, juridice, în adresa persoanelor apropiate pe parcursul activității acestor instituții. La momentul controlului, îi eliberează din funcție. Roșu. Directorul a procedat corect, a eliberat din funcție rudele. Albastru. Directorul a decăzut din funcție pe 3 ani. Galben. Directorul nu a fost pedepsit pe motivul că el nu cunoștea. Verde. Directorul a plecat din funcție de bunăvoie. Da. Ca să stabilim. Înainte să vină controlul, el e o... Da. Disponibiliză. La momentul controlului. La momentul. Când s-o aflat... Gândiți-vă bine, aveți 5 secunde. 1. Directorul a decăzut din funcție pe 3 ani. De data asta majoritatea sunt răspunsuri corecte. Bravo! Schimbări? Nimic. Dar Cătălina are un strike din 4 răspunsuri corecte. Următoarea întrebare. Care este valoarea cumulativă admisibilă a cadourilor pentru un pedagog pe parcursul unui an? Până la 50 de lei, până la 500 de lei, până la 1000 de lei, cadourile pentru pedagogi nu sunt inadmisibile. $500, $500, $1000, nu este admisibil. Cât vrei să plătești? Îți lasă inima, da. Da. Așa! Bravo! Super! Nu,
de parcursul unui an, pedagogul poate primi cadouri până la 1000 de lei, însă cu anumite reguli și restricții. Dar vedem rezultatele. Unu ciocolată. Denis, tot unul, nimic nu s-a schimbat și mai departe la fel. Mergem la următoarea întrebare. Atenție! Învățătoarea a găsit pe masă în clasă la 8 martie un laptop cu un buchet de flori. Care e sub acțiunile? Roșu. Să primească cadou fiindcă este din partea părinților elevilor. Albastru. Să anunțe și să transmită cadoul conducătorului instituției. Galben. Să folosească laptopul la serviciu în clasă. Și verde. Să întoarcă laptopul pentru că nu poate primi. Dar răspunde-mi individual. Suntem o echipă, sunt familie. Eu vă bucur, suntem familie, dar chiar de stare. Ele le aveți personale. Dar dacă vreți să faceți donații școlii, se fac. Încă 10 secunde. Așa. Bravo! Dacă, cum ai spus tu, femeia era să primească acest cadou, nu în cadrul funcției sale, ea era să bucure. Da. Corect. Trebuie să anunță și mai apoi... Și la școală măcar tu scoate să-l lasă. Părinții vrei să-l dăi după lecție. Apoi ești după lecție, dar așa așa. Dinca Valeria, locul 2. Cătălina. Cafe, Victor, locul 3. Așa. Următoarea întrebare. Care este varianta corectă? Atenție! Promisiunea, oferirea sau darea personal sau prin mijlocitor unei persoane publice sau unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu îi se cuvin pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu, sau pentru a întârzia ori a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, sau contrar acesteia, se pedepsește cu închisoare de la 3 ani și amendă de la 100 până la 200 de mii de lei, cu închisoare de până la 6 ani și amendă de la 2000 la 4000 de unități convenționale. Cum se pedepsește? Doar 4 răspunsuri corecte. Cu închisoare de până la 6 ani și amendă de la 2000 până la 4000 de unități convenționale. Da, pentru alte cuvinte, tot ceea ce a fost enunțat, pentru corupție. Deoarece... 6 ani. Schimbări. Nicoleta a revenit pe locul 3. 1, 2. Stabil. Următoarea întrebare. Varianta corectă. Atenție! Promisiunea, oferirea sau dare, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales sau numit să funcționeze prin arbitrajul litigiu unei persoane care gestionează o organizație comercială, obștească, ori altă organizație nestatală, sau unei persoane care lucrează pentru o altă astfel de organizație, a unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii, avantaje sub orice formă, ce nu îi se cuvin pentru sine sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unui acțiuni fiind în exercițiu funcției sale, va primi amendă de la 1350 până la 2350, unități convenționale și 3 ani, ori închisoare de 6 ani și 2000 până la 4000 unități convenționale. Majoritatea răspunsurilor sunt corecte. Nicoleta, locul 2. 3 răspunsuri corecte.
Următoarea întrebare. Ultima întrebare. Ce reprezintă corupția pasivă în Republica Moldova? Roșu, când o persoană cu funcție de răspundere primește bani de la altă persoană. Albastru, pretinde sau primește bani pentru a îndeplini sau nu acțiune. Galben, cunoaște despre acte de corupție, dar nu face parte. Verde, când un funcționar public primește bunuri imobiliare de la alții. Corupția pasivă. Dacă cărțile le-ați primit diferite, ce-ți faci să-i schimbi între voi?